ce n-ai, mă! Ce tehnică, bătaie pe bune, nu? Bătaie pe bune. Nu dați la urmă, că e cucerie. Că sunt cucerie! Uite cum îți vii repede. Ce treabă avea? Așa cum îl aduc aminte pe domnul Pintilie, veniseră împătimit, domnule, să facă film. Noi glumeam, zic, e nefilmat. Când, pentru că nu făcuse film de 10 ani după reconstituirea. Bătaia a fost mult repetată, filmată vreo 14 duble, 14 găleți de apă în cap. Da. A rămas acea dublă în care pur și simplu m-a necat în gură, mi-a intrat toată apa aia. La scena cu bătaia cu Dinică, trebuia să ne dea cap în cap. Exact, da. Aveam permanentul la părul așa și când băga mâna în păr, domnul Pintilie, da mă bate, băi, am să-i spun soțului meu că mă bate prea tare și nu știu, vă rog, suntem totuși la filmare. Și îi spun să poate Dinică să fac... Se duce după o perdea de corul ăla cum e la teatru, dă-le tare! Exact, exact. După ce s-au terminat filmările, la cât timp ați putut vedea tot materialul? Vrei să afli materialul? Adică v-a chemat la o vizionare, ați venit toți? Sunt niște povești teribile în spate.